care acum este opus cu Marte și de asemenea avem pentru ei niște aspecte foarte interesante cât în ceea ce privește și prezența lui Soarelui și a lui Mercur în casa a treia, o casă tot mercuriană. Iată, au de luat foarte multe hotărâri, decizii, trebuie să se împartă în foarte multe locuri, multe discuții care pot deveni ușor obositoare, pentru că orice planetă este conjunctă cu Soarele, ea este oarecum sugrumată, combustă se cheamă, ea este oarecum destul de copleșită de prezența solară, deci lei obosesc discutând prea mult, discuții care lor poate li se par puțin, spuneam, mult prea energetic, prea mult pentru ei, obositoare, copleșitoare. Dar totuși din aceste discuții pot ieși lucruri constructive, numai că leul, spuneam, și el este o zodie destul de impulsivă și nu are răbdare să le ducă la final, nu are de fapt răbdare să vadă cu ochii minții unde poate ieși și ceva bun în urma acestor discuții. Este puțin inflamată situația pe zona comunicării, acest soare conjunct cu Mercur în casa lui Mercur pentru ei, deci mare atenție ce vorbesc, cu cine vorbesc, există o anumită agresivitate verbală pentru ei. Bine ar fi să ridice puțin vibrația și să meargă pe discuții mai elevate, mai puțin cotidiene. Dacă simt o situație conflictuală, să iasă elegant din ea. Totuși au noroc să concretizeze anumite planuri care pot părea dificile pentru oricine și totuși lei prin ajutor providențial să le ducă la bun sfârșit, dar repet, cu mențiunea că trebuie să aibă răbdare să vadă proiectele duse la final și să nu se lase dezamăgiți de blocaje de moment. Adică nimic din ceea ce este temporar nu va avea relevanță pentru că iau nodul nord în semnul lor, chiar dacă în primul decan, ceea ce arată faptul că sunt pe direcția de destin și practic destinul nu le prea permite leilor în această perioadă să se dezică. Adică leii nu prea au putere de sus să facă lucruri decât dacă sunt în forța lor de destin. Cât de cât dacă a demarat un proiect, o afacere, o specializare și orice altceva, leii să aibă încredere că este pe direcția lor de destin, pentru că dacă nu ar fi fost cu nodul nord în semnul lor, nu puteau nici măcar să avanseze nici puțin, nici un pic. Da? Bun, să vedem care este relevanța karmică pentru ei. Ar trebui să vadă lumina din oameni. Ar trebui să înțeleagă că, așa cum spuneai prea bine înainte, înainte de toate există divinitatea care călăuzește totul. Așadar, lecția karmică pentru ei este o mai mare orientare către zona aceasta spirituală. Să încerce să-și întărească legătura cu divinitatea. Spuneam de acea zonă de dinaintea lunii pline cu tripura sundarii, înainte și după, este un moment astral foarte favorabil pentru lei să descifreze anumite mesaje astrale, pentru că ei acum sunt foarte receptivi în zona mesajelor, percep mult mai bine anumite vise sau percep mult mai bine anumite mesaje care li se transmit chiar în timpul acelor conversații despre care aminteai că pot fi obositoare. Deci dacă lei vor acționa detașat ca niște spectatori și vor fi curioși să asiste chiar pasiv la o discuție, chiar și banală, o să vadă că pe parcursul acestei conversații persoana respectivă va da anumite mesaje care poate n-au nicio relevanță cu tema discuției din momentul respectiv, dar de fapt sunt niște răspunsuri la niște întrebări existențiale ale leilor și ei au această capacitate acum să descifreze, pentru că sunt foarte receptivi la mesajele Universului, iar legătura cu divinitatea este deschisă și sunt chiar sfătuiți să meargă, să ceară ajutor, să aducă în viața lor energia pe care o primesc din acest canal deschis.
Practic, trebuie să lase la o parte zona negativă și să meargă întotdeauna în zona pozitivă. Chiar dacă sunt conștienți de anumite defecte ale unor anumite persoane, să lase deoparte în lunile care urmează defectele și să urmărească numai ceea ce pot să ia pozitiv de la acea persoană, ce anume îi îmbogățește sufletește, să încerce să vadă că din orice parteneriat și orice relație există un anumit schimb de cunoștințe, de informații, există un anumit salt spiritual, iar ei pot să avanseze puțin câte puțin. Foarte interesant. Sigur, ar fi bine să se țină cont de toate aceste lucruri. Revenim după publicitate.